Mă numesc Bogdan Craiciu și reprezint compania Donausa din rolul de responsabil pentru producerea de semințe și dezvoltarea portofoliului. În zona de orz avem orz pe 6 rânduri Carmina, ca și principal soi pus în piață. Și vreau să fac aici o paranteză și să menționez un alt soi care a consacrat compania Sadbaulins pe piața din România, și anume Marisa. Este un soi cu care, la urma urmei, și noi ne mândrim. Carmina, dacă pot să fac o comparație, este ca sora Marisei. Sunt diferențe foarte mici între cele două soiuri. Se evidențiază printr-o foarte bună stare fitosanitară, printr-o foarte mare plasticitate ecologică. Grupa lui de maturitate este semitimpurie și asta, practic, ne permite să-l punem în piață pe toate arealele de cultură. Boabele sunt pline, spicul este greu, dar rezistă foarte bine la ruperea spicelor și la frângerea tulpinilor. Lângă Carmina avem, să zic, noul concurent, se numește Adalina, este un soi foarte nou, înregistrat acum câțiva ani în catalogul european. A fost lucrat genetic pe ce înseamnă calitate, anume boabe de un calibraj ceva mai mare. Lângă soiurile de orz pe 6 rânduri avem Monroe și Lenția. Dacă Lenția este un soi de orzoaică pe 2 rânduri destinat producerii cantitative însemnate, este orz furajer, nu este destinat în mod deosebit producerii de malți pentru bere, se remarcă printr-un spic foarte lung, o încărcare foarte bună cu boabe, ambele sunt de maturitate semitimpurie, iar Monroe este o orzoaică special concepută pentru malți, pentru bere, pentru industria berii. Mai avem un soi de triticale și un soi de secară. Considerăm că este suficient, nu avem nevoie de mai multe soiuri, sunt niște culturi de nișă. Pe soluri acide, pe soluri și în climate diferite, aride, triticalele pot fi o alternativă foarte bună pentru grâu, o alternativă a grâului. Vreau să punctez despre Tribonus ca un soi de triticale nou, unde s-a lucrat un pic pe talie prin a o coborâ, s-a lucrat pe ce înseamnă elasticitatea tulpinii pentru a avea o rezistență foarte bună la frângere și la plecare în același timp. A confirmat și cererile au continuat să vină. Lângă Tribonus avem un soi de secară. Dacă ziceam despre triticale că este unul dintre cele mai noi soiuri, Ducato este un soi cu o vechime în piață. Este cunoscut producătorilor pentru că este pus în piață deja de, cred că, 10 ani sau mai bine. Acesta a confirmat peste tot și face față provocărilor.